Stimați cetățeni ai comunei Târgu Trotuș, mă adresez dumneavoastră și în special celor din satele Tuta, satul Târgu Trotuș, satului Vișoara. În speță, din aceste sate face parte comuna Târgu Trotuș, cu oamenii care mie îmi sunt foarte dragi, îi iubesc, iubesc această comună, mă simt mândru că trăiesc în această comună și mă simt mândru de comunitatea de care trăiesc. Am venit în fața dumneavoastră, după cum știți, la ultima emisiune pe care am avut-o, în urmă cu 8 zile, propunându-le contracandidaților mei o emisiune electorală, o dezbatere electorală, mai bine zis, televizată, pentru a vedea fiecare ce proiecte are pentru comuna Târgu Trotuș și în speță pentru satele enumerate mai devreme. Vreau să vă spun, stimați cetățeni, că nu am primit și niciun contracandidat nu a binevoit să mă contacteze, deși avea numărul meu de telefon, este ușor de găsit. În schimb, ceea ce am văzut la contracandidații mei, la cei care își propulsează viitorii candidați pentru partidul respectiv pe lista partidului respectiv pentru consilierii locali, au început și au binevoit ca să mă denigreze. Eu, din ce știți, nu am denigrat pe nimeni, nu vreau să intru în polemici cu nimeni, absolut, vreau doar ca bunul Dumnezeu să vă dea înțelepciune și să vă lumineze mintea pentru ca la votul din 5 iunie să veniți și să votați alături de echipa care este lângă mine, alături de partidul care mă susține, UNPR, sunt pe poziția 1 pe buletinul de vot și nu vreau să vă promit, eu fac, stimați cetățeni, pentru comuna respectivă tot ceea ce alții mint. M-am dus în sat și m-am întâlnit cu un anume cetățean, nu pot să dau numele din motive lesne de înțeles, și mi-a spus că, domnule, eu cu tine votez. M-a oprit cineva și m-a întrebat cu cine votez. I-am răspuns răspicat că voi vota cu dumitale. Însă la consilieri voi vota altceva, pentru că mi-a explicat omul, nu cred că este acum necesar, nevoie să vă explic și să vă plictisesc cu prea multe. Și omul mi-a spus că acel cineva care l-a întrebat a spus, domnule, de ce votez cu acest candidat? Pentru că este un hoț. Vă spun sincer, stimați cetățeni, eu nu sunt nici hoț, nici mincinos, nici laș, nu mă ascund după hârtii, nu mă ascund după birou, nu mă ascund după absolut nimic. Nu am jecmănit pe nimeni, nu m-am înșelat pe nimeni, nu am mințit pe nimeni, sunt foarte transparent. Însă acea persoană care m-a denigrat este un fost coleg de consiliu cu mine și mă doare, stimați cetățeni, mă doare tare, mă doare inima, pentru că am ajutat acel coleg și acel coleg m-a denigrat. Însă vreau să-i spun acelui coleg, nu vreau să-l denumesc, stimate coleg, te-am ajutat când a fost nevoie, te-am ajutat, ți-am adus și lista de la consiliul local și ai semnat-o fără să vii la ședințele pe comisii. Iar dumitale mai denigrat și ai spus că sunt un hoț. Nu, domnule, dumitale ești un hoț. Dumitale ai furat pământurile din Târgu Trotuș și cu toată clica ta din primărie. Nu vreau să dau nume pentru că așa este mai frumos. Dumitale ai datorii la alții și nu le-ai dat ceea ce trebuie. Dumitale ai mințit pe alții. Dumitale te-ai ascuns după hârtii și ai înșelat o grămadă de persoane. Eu nu m-am ascuns. Sunt un om corect, cinstit, onest, transparent și vreau ca tot ce se va petrece de acum în comună să fie cât se poate de transparent. Și vă anunț, domnilor, care știți că aveți probleme, că DNA-ul este cu ochii pe dumneavoastră. Deci eu nu am înșelat, nu am furat, nu am mințit, nu am jecmănit pe nimeni, nu am datorii la nimeni. Pot să spun atât că stau liniștit și dorm liniștit pentru că nu mi-e frică de nimeni, decât de bunul Dumnezeu. Și vă mai pot spune, domnilor,
care mă priviți acum și mă uit în ochii dumneavoastră și sunt foarte sincer că am într-adevăr datorii, dar am la bănci. Eu mi-am trecut tot în declarația mea de avere. Nu am făcut ca alții care au mințit și care nu și-au trecut în declarația de avere decât 10% din ceea ce dețin. Eu mi-am trecut tot. Se poate verifica, nu mi-e frică de absolut nimic pe acest pământ, decât, vă repede, cât de Dumnezeu. Am o familie la care țin, am o fică care va termina în curând facultatea, îmi iubesc familia, îmi iubesc prietenii, îmi iubesc satul din care mă trag, unde m-am născut, iubesc comunitatea trotușeană foarte mult, pentru că nici nu aș dori să plec în altă parte decât să rămân în acest sat. Nu voi fi ipocrit și nu vei face ca alții care scriu pe nu știu ce bloguri, pe nu știu ce site-uri, pe nu știu ce, mă rog, canale de propagandă, pe YouTube, în ziare, că s-a plictisit de mizeria din sat, de oamenii proști din sat. Păi domnule, care scrie așa ceva și ești candidat la primărie, dacă te-ai sitirit și te-ai plictisit de acest sat și sunt proști, du-te, domnule, și candidează la București, domnule, dacă ești așa de inteligent. Du-te, candidează, domnule, sau în altă parte. Lasă acest sat cu bunii și cu bunele și relele, cu cei buni și cu cei răi, să stea în prostia lor, domnule. Lasă-i să stea, domnule, acolo, pentru că va veni cineva care va fi alături de ei și îi va administra. A spus și despre mine, vrute și nevrute. Și nu mai are rost ca să mai înșir acum, pentru că nu cred că este relevant. Eu nu i-am jignit pe nimeni, absolut pe nimeni nu am jignit. Însă, vreau să vă spun doar atât. O decizie sau ordonanța guvernului spune clar, clerul, biserica, preoții în speță nu au ce căuta în viața politică, sau mai bine zis în politic. Nu se pot implica. Duminică la o slujbă din comuna noastră s-a specificat cu subiect și predicat în satul Tuta. Preotul special a spus ca să se voteze un candidat din satul Tuta. Mai că trebuia să spună nominal pe cine. Nu m-a deranjat chestia asta. Însă atâta timp cât vrem transparență, corectitudine, vrem să fie corectitudine și transparență până la final, domnule. Deci nu vrem să sensibilizăm oamenii să se ducă la vot să voteze cu un anume candidat. Puteam și eu să mă duc la Târgu Trotuș, să vorbesc cu preotul de la mine și să-i spun: părinte, vă rog frumos, faceți și spuneți că trebuie să fie un candidat din Târgu Trotuș. Nu am făcut-o, domnilor cetățeni. Nu am făcut-o, pentru că atâta timp cât eu sunt vehement și strict tare că vreau transparență, la fel vreau să se întâmple în toată comuna și vreau corectitudine. Vreau să spun că dacă voi veni la primărie, voi fi un primar corect, cinstit, nu voi fi mincinos, nu voi încuia ușa la birou, voi sta de vorbă cu toți oamenii, nu voi fi, și foarte important, nu voi fi un primar marionetă, nu voi fi o păpușă mapeț, dirijat și manipulat de cineva, stimați cetățeni. Deci foarte important, voi sta de vorbă cu absolut toți. Și știe lumea din Târgu Trotuș, din toată comuna absolut, în speță din Vișoara, din Tuta, din satul Târgu Trotuș, că am militat pentru toți cei care au avut probleme. Eu nu am încuiat ușa biroului la primărie, ba din contră, mă duc și bat cu pumnul în ușă să se descuie ca să ajutăm cetățenii. Nu trebuie să le dăm cu frit cetățenilor, ca să folosesc un cuvânt mai puțin adecvat. Vreau corectitudine în această primărie, nu vreau înșelătorie, nu vreau minciuni, nu vreau ca și alt candidați de-ai mei să vină pe la spate și să spună: vă chinuiți ca niște proști, cărțile sunt făcute. Domnule, o să spun franș în față, nu sunt cărțile făcute, domnule, pentru că eu mizez pe corectitudinea oamenilor din Târgu Trotuș, pentru că eu cred în oamenii de la mine, din comună, din toată comuna cred. Îi iubesc, sunt oameni cinstiți, harnici, corecți și mizez pe ei, domnule. Nu am trădat partidul, nu am plecat de la un partid, nu sunt traseist, nu m-am dus la alt partid pentru beneficii, pentru foloase.
Nici nu vin ca un milog să-mi așezați ciolanul la primărie și să spun după ce am luat ciolanul, plecați. Nu voi face așa ceva. Am chemat, după cum știți, stimați cetățeni, la ultimul interviu televizat, am chemat contracandidații să știe poporul de la fiecare păsul și problemele fiecăruia. Ce se întâmplă? Ce proiecte au pentru comună? Ce vor să facă pentru această comună? Ce se angajează să facă? Eu am spus clar, nu este nevoie să mă repet, voi continua proiectele în derulare, sunt unele proiecte care apar pe site-ul primăriei, cum că ar fi în Târgu Trotuș rețeaua de canalizare pe lungime de 12 km. Domnilor, eu vă garantez că nu are o lungime mai mare de 2 km și ceva. Vă garantez cu acte. Ceea ce vă spun este foarte adevărat. Am auzit din altă parte, pe surse vă spun, că se va strica totul la tuta și se va pune altă conductă. Mă refer la conducta de canalizare. Deci dacă se va strica această conductă de canalizare, care este pe lungime de 2 km și ceva, bănuiesc, nu mai știu pentru că nu am intrat în posesia actelor, vă întreb cu subiect și predicat, domnilor de la PSD, ce ați făcut cu banii, cu milioanele de euro? Nu era mai bine dacă asfaltam în proporție de 100% satul Tuta și făceam o rigolă? Ce ați făcut, domnilor, pentru că aveam o rețea de canalizare la Târgu Trotuș, nu ați extins-o? Nu era mai bine dacă asfaltam în Târgu Trotuș toată comuna? Ce ați făcut, domnilor, la Vișoara? Nu puteam să asfaltăm și la Vișoara? De ce nu ați făcut, domnilor, în acești 26 de ani? Nimic. Ați făcut, vă spun eu, domnilor, pentru dumneavoastră, pentru clica voastră, pentru caracatița care și-a întins tentacule peste toată primăria din Târgu Trotuș. Asta ați făcut, domnilor. Asta ați făcut. Însă, vă spun așa, v-ați creat tot felul de beneficii. V-ați făcut orice. Ați făcut afaceri cu primăria. Nu am, eu sincer, nu am nicio afacere cu primăria Târgu Trotuș. Nu am luat nici măcar o coală de hârtie. O coală de hârtie, un format, acesta este mai mare. Un format A4 nu am luat din primăria Târgu Trotuș. Pentru că, vă spun sincer, nu mi-a trebuit, am de toate, însă eu nu am fost ca alți consilieri care și-au făcut afaceri, și-au făcut afinități cu metrii, și-au făcut afaceri cu primăria Târgu Trotuș și s-a vândut tot. Vă spun, stimați cetățeni ai comunei Târgu Trotuș, treziți-vă la realitate și uitați-vă ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Pentru că după 5 iunie, eu vă spun sincer, mai sunt câteva zeci de hectare de pășune care urmează a fi trecute pe grad de rudenie pentru lista vechilor consilieri care au fost și care s-au dat la o parte pentru că ei și-au făcut plinul. Urmează să vină alți lupi la conducere care se ia și vă spun sincer, indiferent ce va fi, indiferent cum se va sfârși bătălia politică, vreau să vă spun un singur lucru. Voi fi corect, cinstit, transparent cu dumneavoastră, nu voi tolera corupția, nu voi tolera minciuna, nu voi tolera ipocrizia, nu voi tolera trântitul ușilor în nas, nu voi tolera absolut nimic. Vă promit și vă asigur că în mine aveți un prieten de nădejde al comunei Târgu Trotuș. Un om în care vă veți bizui oricând, la bine și la greu. Vreau doar atât, stimați cetățeni, pe data de 5 iunie, în special cetățenii din Tuta, Târgu Trotuș, Vișoara, să ieșiți la vot și să vă dați seama că nu se mai poate. De 26 de ani am fost mințiți, furați și tâlhăriți în această comună pe criterii politice. Deci am, așa cum am spus, am chiar în plan să-i chem pe toți candidații mei și cum am discutat cu mulți, să-i duc în fața notarului și să dăm o declarație notarială și să spun, domnule, dacă într-un an de zile nu am făcut ceea ce mi-am propus, măcar o parte, două, trei subpuncte din ceea ce avem din platforma, programa partidului și a noastră și cu consilierii mei aici de față, mă voi zbate. Deci voi da, vă spun sincer, mă uit în ochii dumneavoastră și nu mă ascund după perdea, nu mă ascund după nimic. Mă duc și dau o declarație notarială. Dacă într-un an de zile nu am făcut nimic, eu personal, eu,
cetățeanul Comunei Târgu Trotuș, Liviu Mititelu, îmi voi da demisia. Vreau să văd dacă și ceilalți contracandidații ai mei vor face la fel. Aș vrea să-i întâlnesc și să ne uităm față în față și să spunem, da, domnule, așa este, este adevărat. Haideți să facem ceva pentru această comunitate. Pentru că vreau să circul în condiții decente. Vreau să am canalizare, vreau să am asfalt, vreau să am rigole pentru apele pluviale. Vreau să am coșuri de gunoi. Nu să-mi vină cu tomberoanele și cu coșurile de gunoi când mai sunt două zile pentru alegere, pentru alegerea primarilor, a consilierilor, să vină să aburească lumea și să le spele creierele. Este sincer, sincer vă spun. Voi face alei pietonale. Nu vin să vă promit. Vin cu fapte. Dacă nu este așa, stimați cetățeni, și dacă voi ieși primar, pe data de 5 iunie, vă rog să veniți la primărie și spuneți, domnule, nu ai făcut nimic, te rog frumos să ieși afară din acea primărie. Iar eu, cetățeanul, este mai presus de toate și vă spun sincer, cu mâna pe inimă, v-am spus la emisiunea trecută, nu am nimic de ascuns, sunt transparent, corect și cinstit. Nu am datorii la nimeni, în afară de băncile care le-am menționat, în număr de două. Nu voi minți niciun cetățean, voi fi foarte corect, foarte cinstit cu toți cetățenii comunei. Să nu se creadă că voi face alianță cu cineva. Nu plec în alianță cu nimeni, cum au plecat alte partide și vor face alianțe. Deja se văd unii primari, se numesc viceprimari, se numesc consilieri. Nu, domnilor, mă face să zâmbesc. Domnilor de la partide care sunteți, să știți că pentru a ieși primar și consilier aveți nevoie de votul cetățenilor din toată comuna Târgu Trotuș, din Tuta, din Trotuș, din Vișoara. Asta să știți, domnilor, candidați care luptați pentru primăria Târgu Trotuș. Asta vreau să știți și vreau să mai știți un singur lucru. Mă voi bate pentru orice petec de pământ. Nu vreau să vină niciun străin la noi în comună. Vă asigur de toată seriozitatea și de tot sprijinul meu pentru că voi milita pentru această comună ca fiecare cetățean are un număr de vite, de capre, de, mă rog, ce o fi având în bătătură, să iasă și să aibă siguranța zilei de mâine că are pășune încă în proprietatea primăriei din Târgu Trotuș. Eu vreau să vă spun doar atât, stimați cetățeni. Iubesc comuna Târgu Trotuș, iubesc satul în care mă aflu, iubesc toți cetățenii, mă mândresc cu comuna mea. Vreau să vă rog un singur lucru. Pe data de 5 iunie ieșiți la vot și vreau să facem o schimbare, stimați cetățeni. O schimbare pentru că nu s-a făcut nimic. S-a făcut doar schimbări de partide și de oameni. De fapt, impropriu spus de partide. S-a făcut rocada de oameni. În funcție de cum bate vântul, a trecut un coleg, un fost coleg de-al meu, la partid, a bătut vântul mai prielnic la PSD. A trecut la PSD. Eu nu voi trăda nimic. Un alt fost coleg care a fost la PSD a trecut în cealaltă tabără, la PNL, pentru că a crezut că acolo e ciolanul mai mare. Nu, domnule, nu va exista niciun ciolan. Dacă vreți cu adevărat să faceți ceva pentru această comună, eu vă rog să facem ceva, să fie binele pentru cetățenii noștri, pentru comuna noastră, pentru copiii noștri. Pentru că, vă repet, nu luăm nimic cu noi, stimați cetățeni. Vor rămâne copiilor noștri. Eu vreau ca pe data de 5 iunie, mă repet, să ieșiți la vot și să votați UNPR. Votați Mititelu Liviu, votați poziția numărul 1 pe buletinul de vot, votați consilierii și echipa mea, pentru că numai așa vom face o schimbare majoră în bine în comuna Târgu Trotuș. Eu vă mulțumesc și vă iubesc. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dacă aveți ceva de adăugat, vă rog. Și avea câteva lucruri de menționat și de adăugat în continuare. În speță mă refer mai mult în comunitatea din satul Tuta, pentru că eu sunt consilier în satul meu, pe care sper că îl voi reprezenta cu onoare. Pentru că este un sat foarte frumos, apreciat din toate punctele de vedere, din toate comunitățile din apropiere. Aș avea de remarcat câteva lucruri, mai ales că duminică s-a întâmplat un lucru foarte, foarte rău din punctul meu de vedere.
În primul rând aș vrea să spun, părintele a făcut o, altfel nu pot să spun decât o gafă. S-a anunțat dimineață la ora 9 ca toți cetățenii să meargă la vot și să voteze în special un candidat, nu specificat, dar un candidat din satul Tuta. Am zis că a fost o greșeală. Seara, la liturghie din seară, același lucru s-a repetat. Aș vrea să-i atrag atenția părintelui, în special, pentru că acum 4 ani de zile am trecut exact prin aceeași situație, dar nu la fel. Știe foarte bine un fost coleg de-al meu că am fost împreună la domnul, la părintele Cătău. Am stat de vorbă cu părintele Cătău acum 4 ani de zile. Părintele Cătău ne-a explicat în felul următor. Dacă este ceea ce voi spune anormal, îi rog pe colegul meu să spună și să vină să spună că nu e adevărat. Ne-a zis așa, băieți, să știți că noi suntem apolitici. Noi nu avem treabă cu politica. Noi nu avem voie să ne implicăm în politică. Ca atare, noi am fost atunci să anunțăm că avem o dezbatere și ne-a spus în felul următor. Băieți, să știți, eu vă anunț dezbaterea care va avea loc cu voi, dar trebuie să-mi iau angajamentul să fiu la fel și cu ceilalți candidați. Asta înseamnă, v-am anunțat acum pe voi, tura următoare eu o să-i anunț pe ei prima dată. Dar nici de cum nu pot să iau eu decizii și să mân creștinii din satul nostru ca să voteze cu cineva. Eu acum nu știu. Poate s-au schimbat regulile bisericești. Dacă s-au schimbat, televizat acum, vă rog foarte frumos să mă scuzați și să mă iertați. Să mă iertați că poate am greșit, nu mi-am dat seama, până și Dumnezeu a iertat. Însă nu prea cred eu că e posibil așa ceva. Deci, domnilor și dragi consăteni, am ajuns să fim manipulați și până în măduva oasilor, să fim induși în eroare. Gândiți-vă foarte bine, avem 26 de ani. Satul nostru și comunitatea noastră nu are delimitare de străzi, domnilor. Deci noi nu știm ce denumire. Fictiv, că spunem Gorbaciov, că spunem București, că spunem nu știu ce denumire am dat noi, dar noi nu avem, domnilor, stabilit. Domnule, e strada Mărului, e strada Părului, e strada Pinului sau strada Lalelulor. Ați fost în comunitatea vecină, ați văzut ce frumos sună la Părgărești, unde i-am desconsiderat întotdeauna. Și am zis că, băi, sunt mai înapoiați, dar sunt mult mai avansați față de noi. Am fost induși în eroare cu gazul metan. Gazul metan, domnilor. Păi mai apucați să scrieți. Păi dumneavoastră, dacă ați fost și ați fost în teritoriu și la Târgu Mureș, păi știți foarte bine, dragi consăteni, că s-a strâns atunci 5 milioane de fiecare în parte. S-a strâns ca să se ducă acolo să se rezolve. Și ce s-a făcut? Am auzit că după vreo câțiva ani de zile cineva rădea, pe ce că, sigur, nu știu, dar așa s-a preconizat, așa s-a zis. Deci nu că am surse, ca să vorbesc ca în altă parte cu surse, dar s-a prezis, păi am stat 3 zile la Brașov, am chefuit și am mâncat și s-au dus. Păi așa percep, domnule, că asta este adevărul și vă spun și de ce. Pentru că nu s-a finalizat nimica. Dacă era adevărat, banul cetățeanului era dus la finalizare, nu? Nu ca să spună că, domnule, s-a stopat. Ce s-a stopat? Ce nu s-a finalizat? Sau canalizarea? Păi, domnilor, consilieri, păi unii dintre dumneavoastră faceți în așa fel încât să fiți desconsiderați dumneavoastră, domnilor. Și vă spun și de ce. Aș vrea să vă văd pe dumneavoastră, în speță mă refer la cei care a trecut conducta prin fața dumneavoastră, ce măsuri ați luat pentru ca să vă racordați și să vă întreb pe dumneavoastră, dumneavoastră sunteți racordat sau nu? Păi dacă nu sunteți racordat, de ce nu ați luat măsuri, domnilor?
De ce nu ați venit și să strângeți populația din sat dacă a știut că este o mușamalizare la Târgu Trotu și atunci când a venit constructorul? De ce nu ați venit? Și, duminică, știți foarte bine, la noi se strânge în jur de 50% lume în sat, la biserică. De ce n-ați spus? Domnilor, uitați care este situația. S-a făcut o mușamalizare. Se va trage conducta de Saramură și noi ne-a aburit toată lumea. Haideți să strângem semnături, să mergem la Trotuș. Ați luat măsuri? Păi dar n-ați luat, domnilor. Și acum vine și ne fraieriți pe toți că ne faceți drumuri, că ne faceți poduri, că ne faceți nu știu ce, ne aduceți și avioane până la urmă. Păi o să mergem cu metrou până la Onești? Domnilor, atâta vă spun. Fiți cinstiți, domnule. Recunoașteți măcar că ați greșit. Și omul își dă seama și atunci are altă poziție față de dumneavoastră. Nici de cum ca să-i fraieriți. Păi da, așa am și înțeles. Pentru că se spune, lasă-mă că cu prostimea noi facem treabă. Adică o parte dintre noi suntem considerați proști. Și chiar dacă suntem considerați proști. De ce? Pentru că cu proștii se face treabă. Domnilor, poate ne luminează Dumnezeu mintea și la unii dintre noi. Și ne face un pic mai deștepți. Ca să putem să facem ceva pentru comunitatea noastră. Nu numai pentru tuta. Să facem și pentru Trotuș. Dar să facem și pentru Viișoara, domnilor, unde Viișoara parcă-i uita de timp, domn. Păi nu se zbate nimeni, pentru că interes n-are nimeni decât pentru ei. Canalizarea asta ne-a mâncat sufletul până la urmă. Ne-a mâncat drumurile care se percep întotdeauna. Eu mă gândesc foarte bine, acum 4 ani de zile, candidații tot la fel au propus. O să facem drumuri. O să facem teren de fotbal, o să facem asfalt. Domnilor, din ceea ce s-a propus acum 4 ani de zile, nu s-a finalizat nimica. Ceea ce înseamnă că nici acum, domnilor, ceea ce spun dânsii nu e adevărat. Că dacă ar fi fost adevărat, măcar un punct, sau măcar ar fi strâns semnături, haideți, fraților, să mergem la Trotuș și să-i arătăm domnului viceprimar că noi suntem pentru a fi racordați, domnule. Noi suntem pentru asfalt. Nu ca să se înalțe drumul cu jumătate de metru și să intre apa la toate satele învecinate, și la Trotuș, și la Vișoara, și la Tuta, să intre în curtea oamenilor. Păi am ajuns în stadion în care drumul o să ne depășească gardurile până la urma urmei. Și dacă ați observat foarte bine, chestia asta se face numai la alegeri. Deci drumurile se fac numai în momentul în care se apropie alegerile. Atunci fuge unul în dreapta, unul în stânga, aleargă, face, drege. Dar înainte, anul trecut, m-am uitat. 2 luni de zile abia se circula până la Onești, de la biserică până la Onești. Acum, actualmente, dacă este, știți foarte bine, după ploaia asta, exact la fel este. De aceea, vă rog, să aveți bunăvoința de a merge pe data de 5 la alegeri și să alegeți pe cine credeți dumneavoastră că face față ideilor dumneavoastră și vină în sprijinul dumneavoastră. Eu am ales ca să merg cu domnul Liviu Mutitelu, care candidează pentru funcția de primar în comuna Târgu Trotuș. Se vede foarte clar. Are în partea asta votați poziția numărul 1. Am considerat să merg cu el pentru că am văzut se apropie de ideile mele. Am văzut că are intenția de a face ceva. Am văzut că are intenția de a rezolva ceva în comunitatea noastră. Nu vine numai cu aburel. M-am săturat de acum. Pur și simplu m-am săturat. De aceea, vă rog, să veniți pe data de 5 la alegeri și să faceți în așa fel încât comunitatea noastră tuta să arate mai bine ca niciodată. Când venim în zonele limitrofele, în orașele astea două care le avem în două părți, să ni se spună, bă băieți, ați rezolvat ceva. Nu vi se mai ridică praful prin sat, nu vă bate vântul pe toți, ați rezolvat un lucru foarte eficient pentru comunitatea voastră. Aș vrea să-l loc pe părintele, dacă consideră că am greșit, aș vrea, încă o dată, vă spun sincer, să mă ierte.
Deci aș vrea să mă ierte, pentru că poate am greșit și poate asta este felul meu. Dar să știți că nu sunt un om care mă ascund după casă și încep să bărfesc și să vorbesc. Mai degrabă spun lucrurile pe nume. De asta consider că este bine transparență să fie peste tot. Nu numai la noi. Oriunde să fie transparență. Că dacă este transparență, atunci știm fiecare ce avem de făcut. Să nu ni se ascundă. Foarte bine știți, avem o troiță acolo, jos de vale. Avem acolo stația de epurare, de apă. Păi, domnilor, nu știți poate că acolo se plătește 1600 de euro pe an, că e concesionat terenul ăla acolo. Ai privat. Și un teren privat. Primăria și-a permis ca să concesioneze pe un teren privat cu 1600 de euro. Dar de ce nu s-a făcut în așa fel să se facă un schimb? Sau de ce nu s-a făcut pentru comunitatea noastră lucruri bune, transparente? Și nu mă deranjează. Nu mă deranjează nici cine lucrează. Deci și trebuie înțeles din start. Vă spun foarte sincer, cu inima pe inimă, sunt creștin. Deci lumea să nu creadă pentru că eu, dacă vorbesc de cineva, eu nu sunt creștin, sunt păgân. Sunt creștin, domnilor. Și cred în Dumnezeu și mă rog în fiecare dimineață și seara, pentru mine, pentru familia mea și pentru semenii mei. Nu mă rog numai pentru mine, și pentru semenii mei. Ca să mă înțeleg bine cu ei, să o duc bine cu ei, pentru că cu ei poate îmi câștig existența din viața mea. Deci nu am cu nimeni nicio problemă și pe cale bisericească. Dacă este și pot să ajut, ajut. Deci nu spun că nu este bine. Însă trebuie luată în calcul ca să fim corecți. Dumnezeu asta ne-a învățat, să fim oameni cinstiți, adevărați și corecți. Aș mai avea eu ceva de adăugat și în speță să le spun cetățenilor mei din toată comuna, că dacă vom ajunge cu echipa noastră la conducerea primăriei din Târgu Trotuș, le voi garanta 100%, cu mâna pe inimă vă spun, transparență totală. Orice ban public cheltuit vreau să se știe corect și clar, domnilor și stimați cetățeni, va fi oriunde pus pe site-ul primăriei, ca orice cetățean să aibă acces să vadă ce s-a făcut cu banul public, dacă s-a cumpărat o băncuță și este o factură de nu sume exorbitante. Deci o factură de bun simț va fi arătată cetățenilor. Odată la 3 luni trebuie să aibă loc discuții cu cetățenii din comună și la fiecare ședință televizată la Târgu Trotuș trebuie să se spună, s-a cheltuit o sumă de pentru cutare, o sumă de pentru cutare, altă sumă pentru altceva, cealaltă sumă pentru altceva. Și îmi permit cu voia dumneavoastră să spun sloganul nostru, votați cu noi să nu stăm în noroi. Vă mulțumesc! În privința transparenței revin, am un an de zile de când colaborez cu domnul Viliviu Mititelu. Nu vreau să mai revin înapoi la ce am discutat cu transparența și ce am postat pe site-ul primăriei. Asta pe site-ul meu personal. Îl rog pe domnul Știrbăț să nu mai bărfească, că nu are rost să bărfească pe internet. Mai bine s-ar uita pe declarația lui de avere ce a scris, că s-a declarat drept consilier înainte de a ajunge primar. El se vede consilier de pe acum, fără să fiind șofer la Salrom, eu zic că trebuia să se treacă șofer, nu consilier la primăria Târgu Trotuș. Și în privința poeziilor care le face pe Facebook, îl rog că mai bine s-ar ocupa măcar să vadă ce se întâmplă în primăria comunei Târgu Trotuș. Nici de cum, dacă vrei să ajungă primar, nu o să fie poezie în primărie. Nu o să fie nici profesor în primărie și nici muzicanți. Dacă vrea să-și facă o formație, să-l ia pe domnul Mititelu, cum mai este și unul Forcoș, face echipă de Mititelu care e specifică? Mititelu Petruș. Așa că sunt doi de și poate să facă o formație foarte bună. Poate să cânte orice gen de muzică, băieții, și poate să șprițuiască și să se vadă de borșul lor. Fiind și profesor, poate să fie și profesor și muzicant. Profesor învățător. Sau învățător, na. Și în privința susținerii lui domnul Liviu, îl susțin și l-am susținut de tot timpul, că a fost, cred că, singurul care s-a zbătut contra tuturor din
ăsta primărie. Nu cred că a fost cineva din satul Tuta să țină măcar o singură părere de a mea. M-am dus, că ați văzut și în filmări, că am cerut câte ceva, s-am arătat praful, a zis, domnule, cine știe unde ai făcut pozele. Am arătat, de multe ori am fost trimis acasă cu televiziunea și să plecăm. Abia tocmai în ianuarie sau februarie s-a aprobat filmările. Ca să te rogi 8 luni de zile ca să se aprobe filmările, m-a spus pe drumuri, pot să vă zic că am verificat fiecare site-uleț. Și vă garantez 100% că am văzut tot. Gândiți-vă foarte bine că într-o zi o să doară pe mulți pentru plimbările care le-am făcut. Am învățat foarte mult, vă mulțumesc pentru plimbările care mi-ați acordat să le fac. Am învățat toate legile și vă garantez din orice punct de vedere că cine a făcut neregulă în primărie, într-o zi o să-i pară rău. Singur o să-i pară rău. Și la rol actual, declarațiile de avere depuse de actualii candidați și în ultimul ceas l-au depus ilegal. Dar ei vor să fie primar și să conducă comunitatea. Dacă tu vrei să fii primar și ți-ai pus declarația ilegală, atunci unde vrei să ajungem? Unde o să mai fie transparență? Unde o să mai fie, cum să zic eu, legalitate? Păi nu o să avem niciodată nimica. Nu o să fie nimic niciodată. Primar penal. Așa că eu unul îl susțin pe Liviu Mititelu, votați cu poziția numărul 1, este poziția numărul 1 și la consilier. Dacă credeți că merităm să conducem comunitatea, e bine. Dacă nu, alegeți pe domnul muzician. Da. Eu în continuare, deci, ce să le spun, mulțumesc colegilor mei foarte mult pentru sprijinul și pentru încrederea pe care mi-o acordă. Și încă o dată, pentru final, o să le spun concetățenilor mei, consătenilor mei, să le dea Dumnezeu un gând bun și să iasă la vot și să voteze cu noi, pentru să voteze cu schimbarea. Cred că aceasta este schimbarea care vine din suflet. Nu cu minciuni, nu cu înșelătorii, nu cu a plecat sub masă și absolut cu nimic. Să voteze schimbarea și să facem odată ceva bun pentru comunitatea noastră. Vă mulțumesc! Așa să ne ajute Dumnezeu!